Laudă Domnului vom fi acolo, când cei răscumpărați vor cânta toți uniți în cântul cel măreț al sfinților. Când cerească cânta, recoa lor se va uni, laudă Domnului vom fi acolo. Noi vom fi toți acolo, noi vom fi toți acolo, în marea zi de apoi, în marea zi de apoi. Când cei sfinți vin acasă, când cei sfinți vin acasă, laudă Domnului vom fi acolo. Nu ne-o mai despărțim de casa cerească, nor mai fi nici dureri în acel loc. Iar când Iisus va zice, ce vino la Domnul tău, laudă Domnului vom fi acolo. Noi vom fi toți acolo, noi vom fi toți acolo, în marea zi de apoi, în marea zi de apoi. Când cei sfinți vin acasă, când cei sfinți vin acasă, laudă Domnului vom fi acolo. Ce nădejde binecuvântată! Odată vom fi cu toți acolo. Aici ne despărțim, însă vine ziua întâlnirii. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru această nădejde care a pus-o în inima copiilor Lui. Rămânem în picioare, voi citi cuvântul lui Dumnezeu din Psalmul 90, după care fratele Jecu va veni și ne va conduce într-o rugăciune cerând ca Dumnezeu să binecuvinteze slujba din seara aceasta, Dumnezeu să binecuvinteze familia îndoliată și pe noi toți care suntem prezenți în locul acesta. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor, căci înaintea Ta, 1000 de ani, sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte, imături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiurile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierde urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Fratele Jecu. Da, Doamne, suntem adunați aici și recunoaștem că din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Amin. Tu ai puterea să binecuvintezi, de aceea te rog în mod deosebit în această seară, binecuvântă serviciul divin care va avea loc aici. Suntem, Doamne, adunați să plângem cu cei ce plâng și să cerem ca numele Tău să fie mângâiere pentru familie. Doamne, Tu ai puterea să pătrunzi în inima omului, în duhul omului.
Da, Doamne, vărsăm lacrimi de durere, de despărțire, însă ne-am pus nădejdea în Hristos nu numai pentru viața aceasta, ci pentru viața veșnică pe care ne-o vei da. Doamne, te rog în mod deosebit să-l întărești pe fratele Iosif. Cuvântul Tău, Duhul Tău să pătrundă în el și să-i dea putere, Doamne. Este un om al Tău, de aceea te rog să-l îmbraci cu putere, acum în ceasul încercării lui. Noi suntem alături de el, Doamne, și suntem parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Cer, Doamne, ca Duhul Tău să inspire, să călăuzească pe toți aceia care vor vorbi din cuvânt. Cer, Doamne, ca toată cântarea să fie spre slava Ta și spre zidirea noastră în credință, nădejde. Doamne, sfințește strângerea noastră la olaltă. Tu ești Dumnezeul tuturor mângâierilor. Ne încredințăm în brațul Tău, cerem binecuvântarea Ta și îți mulțumim că ești cu noi. Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Aș vrea să spun tuturor bun venit la acest serviciu de priveghi în seara aceasta. Avem în fața noastră pe sora Marcela Frânc, care a fost membra bisericii noastre de mulți ani de zile, probabil vreo 25 de ani de zile, dacă am înțeles bine. Și sora Marcela a fost, și fratele Iosif Frânc, a fost niște membri de care biserica s-a bucurat. Însă astăzi sora Marcela nu mai este cu noi. Noi suntem aici cu dorința ca să mângâiem familia îndoliată. Mă rog ca Dumnezeu să mângâie pe fratele Iosif Frânc. Mă rog ca Dumnezeu să mângâie familia întreagă, copiii, ginerii, nurorile, nepoții. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mângăierilor. Am toată convingerea că în seara aceasta, însuși prezența noastră, este o mângăiere pentru familia îndoliată. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze serviciul acesta în seara aceasta și mă rog ca frații care vor trece pe la amvonul bisericii să fim scurți cu toții. Sunt mulți frați, am vrea să dăm loc la cât mai mulți. Familia Frânc a fost o familie și este o familie iubită. Fratele Iosif a călătorit mult, în multe biserici. A văzut frații de la Chicago, de la Tennessee, din toate părțile. Domnul să vă binecuvinteze. Căutăm să folosim cât mai mulți frați. De aceea vă rog să ne înțelegeți când o să treceți pe aici, ca toți să participăm și să fim o bucurie pentru familie și o bucurie pentru Dumnezeul nostru. De aceea aș vrea să dau loc în continuare sorei Nuții Lupuș, care va recita o poezie spre slava lui Dumnezeu. Dacă grupul Bucuria este prezent și poate să cânte, rog în acest timp ca să vină în față să se pregătească să laude pe Domnul cu o cântare. Haideți să începem la microfonul ăsta. Era baby shower, la băiatul care acum are 18 ani. Ea s-a oferit să-mi facă baby shower. Am avut multe momente împreună. Când a venit ea din România, ne-am dus out și mi-a povestit multe din experiențele ei din România de vara trecută. Chiar de ziua ei, n-am știut că e ultima zi de naștere, din 2 iunie. N-am știut că e ziua ei de naștere și am invitat-o out la, pentru birthday-ul ei. Așa cum spune Iov, omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Zilele lui sora Marcela au fost de 24.686. Versurile pe care le-am ales sunt în legătură cu ceea ce
Sora Marcela a spus familiei când a trecut la Domnul: să nu plângeți după mine, lăsați-mă să plec liniștită. Nu plângeți după mine că mă întorc acasă. Mă cheamă veșnicia pe albastrele cărări. Acolo voi cunoaște iubirea nesfârșită și voi uita de lacrimi, suspine și dureri. Să nu oftați, e timpul când drumul se sfârșește și pentru fiecare va fi un timp cândva. Eu știu că m-ați iubit și acum la despărțire mă veți purta în inimi și nu mă veți uita. Vă ridicați privirea spre zările senine, rămâneți credincioși în faptă și în cuvânt, vă mângâiați cu gândul că peste ani odată ne-om întâlni cu toții acolo în cerul sfânt. Nu vreau să las în urmă suspin și deznădejde și lacrimi ce adesea întunecă gândirea, ci vreau a mea plecare să fie liniștită, ca zborul unei păsări sfidând nemărginirea. Iar noi care aici jos, pentru un timp am mai rămas, unde ne duc faptele noastre? Unde ne duce al nostru pas? Suntem noi gata de întâlnirea cu Domnul, mirele slăvit? Sau nepăsarea, ațipirea și somnul adânc ne-a copleșit? Tânjește Duhul nostru tare după Părintele Ceresc. De câte ori în rugăciune genunchii noștri se opresc? Avem noi o purtare bună cu ce îl vom întâmpina? Când viața noastră ni se curmă, ce rod vom pune în palma sa? N-ai cum să crezi că nu-i o judecată, că nu există un Dumnezeu. N-ai cum să crezi că aceeași soartă are un creștin și un ateu. Tu ai primit în dar un suflet când te-ai născut pe acest pământ? Și cum te înfățișezi cu așa păcate înaintea Dumnezeului cel Sfânt? Când Dumnezeu privea din cer la lumea plină de păcate, a înnecat-o în potop și ei continuă aceleași rele fapte. Și nimeni nu ar fi ajuns în cer de nu ar fi Iisus să ne salveze, de nu și-ar fi dat viața Sfântul Miel și haina în sângele Lui Sfânt să ne spele. Fiindcă atât de mult iubesc eu lumea, am dat pe singurul meu fiu la moarte, ca ori și cine crede în jertfa Lui să aibă viață veșnică, nu moarte. O, Domnul să ne învrednicească pe toți de raiul sfânt divin, la pieptul Lui să ne primească, să fim cu El pe veci. Amin. Ea se pare că nu sunt toți prezenți încă, de aceea o să dau loc sorei Magda Cherecheș, care va lauda pe Domnul cu o cântare în timpul acesta. Rog corul ca să-ți ia locurile la locul lor. Tot în timpul acesta invit la învonul bisericii pe fratele Adi Stupar, care este din Timișoara, Biserica Elim, este prezbiter în biserică, am înțeles, îl invităm să vină în față în timpul acesta. Corul să meargă sus, ascultăm cântarea și fratele Adi să vină la învon. Condolanțe familiei din partea mea și a soțului meu și a Bisericii Maghiare. Fratele Iosif și sora Marcela au venit de vreo două ori la noi la biserică și eu am fost în
10 la cer, că se vorbește pe românește. Sora Marcela a fost o iubitoare de Dumnezeu și de oameni și de adevăr și de cuvânt și de literă. Am rămas foarte impresionată când am citit cartea scrisă de dumneaei, că a dorit să lase urmașilor din valorile și bunul simț al limbii române și al culturii noastre românești. Pasiunea și fermitatea cu care expunea și dragostea și mustrarea, cred că ne-au marcat pe toți care am cunoscut-o. Astăzi dorim să sărbătorim viața ei pe care a trăit-o frumos pentru Domnul. Și dorim să fim alături de familia pe care ea a iubit-o și a slujit-o toată viața. Și dorim să lăudăm pe Domnul nostru care a murit ca noi să trăim. Și ne învață același principiu. Murim, dar după aceea vine învierea. Să știi că viața așa are rădăcina-n moarte, că fericirea trece întâi prin cruce, că orice zi își are obârșia-n noapte și drumul-n cer prin umilință duce. Golgota întâi și-apoi urmează înălțarea, mormântul rece și-apoi învierea. Întâi să înveți să pierzi, să știi ce-i renunțarea, și-apoi câștigul ce dă mângâierea. Iisuse, Tu ne-ai arătat această lege, Tu-ntâi călcat ai calea de suspine. Din pilda ta desăvârșit vom înțelege că acesta-i drumul spre eternul bine. Slăvit să fie numele Lui. Ascultăm corul bisericii care va lăuda pe Domnul cu o cântare, iar în urma corului aș vrea să dau loc sorei Corina Frânc, care este noră în familia Frânc, care va avea un necrolog. Deci ascultăm corul, după cor sora Corina Frânc cu necrologul. Thank you.
Marcela Frank. După o viață fericită, trăită pe două continente, în care nu și-a putut găsi un loc pe care să-l numească acasă, Marcela Frank a plecat acasă, în patria cerească. Născută în căminul familiei Nedelcovici, Marcel și Floare, s-a bucurat de o copilărie în care a putut să se joace și să-și deșmierde frățiorul ei, Lucius Bogdan. Sosirea ei pe planeta Terra s-a făcut în cea mai frumoasă maternitate din acea vreme din Timișoara, Găletaru, urmată de o copilărie și adolescență petrecută în diferite localități ale meleagurilor bănățene și oltenești, ca Bârca, S. Nicolae Mare, Teremia Mare, din nou la S. Nicolae Mare și nu în ultimul rând, orașul trandafirilor, Timișoara. În urma unei administrări greșite a vaccinului polio, în anul 1963, mâna nevăzută a marelui arhitect penetrează tradiția familiei Nedelcovici prin vindecarea miraculoasă a Marcelei. Astfel, două suflete din familie, mama Floare și Marcela, încep o relație nouă, autentică cu Mântuitorul Iisus Hristos. În anul 1968, Marcela este botezată în apă de pastorul pionier Haralambie Posteucă, în râul Aranca. Anul următor face cunoștință cu tânărul Joseph Frank, angajându-se în viața de căsătorie pe care au dus-o împreună până în data de 25 septembrie 2016. Așadar, Marcela a început concomitent trei capitole speciale ale vieții: viața de familie, viața de pocăință și înrolarea în studiile de învățământ superior în specialitatea limba germană. Niciunul nu a fost ușor, achitându-se onorabil însă de fiecare din acestea. A iubit biserica. A adus pe lume patru odrasle și a terminat studiile ca singura studentă de limbă maternă română, înconjurată de 19 studenți de limbă maternă germană. A fost alături de soțul ei în lucrarea Evangheliei în România, în mod special în partea de vest a țării, Timișoara, Oradea, Arad. S-a implicat în colaborare cu asociații creștine din vestul Europei, care au ajutat persoane nevoiașe din România. Împreună au vizitat biserici din Germania, Austria, Finlanda și Australia. În data de 6 septembrie 1991, împreună cu familia ei, a emigrat în Statele Unite ale Americii. De la început, s-au așezat în biserica First Romanian Pentecostal Church din Romulus, Michigan, până la data plecării ei la noua adresă, acasă, la locul pregătit de Domnul Iisus Hristos. A ajutat comunitatea română, oferându-se ca voluntar în vederea pregătirii examenului de cetățenie a persoanelor interesate. Timp de 10 ani de zile au vizitat și stabilit relații de prietenie cu bisericile evanghelice așezate în jumătatea de est a Statelor Unite ale Americii. În cursul anului 2015 a fost într-o călătorie evanghelică misionară în România, vizitând peste 200 de biserici penticostale, implicându-se în lucrarea de evanghelizare și dărnicie. În data de 12 iunie 2016, adică la 67 de ani și 10 zile, a fost diagnosticată cu cancer la pancreas. Se internează în data de 1 septembrie la spitalul William Bowman din Royal Oak, Michigan, unde petrece ultimele sale zile, până data de 25 septembrie, la ora 10 dimineața. Se desparte pentru o vreme de soțul ei, Joseph, de fiica cea mai mare, Cristina, de Cornelia și Ștefan Lorenz cu copiilor, Sofia, Ana, Rebecca și Timothy, de Marcel și Mihaela cu fiica lor, Naomi, de Joseph Jr. și Corina cu copiilor, Miriam, Jacob, Abigail, Josiah și Joseph Christopher. De asemenea, se desparte de singurul ei frate, Lucius Bogdan Allen, căsătorit cu Sarah Allen,
și cei trei copii, Valerie, Carmen, căsătorită cu Kevin și Victor, de Iorgu Nedelcovici, Ileana și Raluca și familiile lor, cei doi cumnați, Florian și Teodor, împreună cu familiile lor, verișor și verișoare. Acum, Marcela parcă ne spune tuturor celor ce suntem aici, precum odinioară Eleazar, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbând în călătoria mea. Lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Mulțumim! Acum suntem pregătiți să ascultăm cuvântul Domnului. Avem cu noi un frate, așa cum am spus, din Timișoara, din satul natal, fratele Iosif Frânc. Orașul Florilor, cum se spunea, am făcut armata în Timișoara și îmi plăcea să merg pe Begas să vedem florile. Dumnezeu așa o tărâ ca în seara aceasta să avem un frate cu noi din Timișoara. Este pentru a doua oară în America, în vizită, a fost la Chicago. Domnul să binecuvinteze pe fratele Adi, care va împărtăși cu noi câteva cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să îl binecuvinteze, frate Adi. Stimată adunare de doliu, iubită familie, dragă frate Iosif, aflat în Statele Unite pentru o vizită, am aflat de această încercare care s-a bătut asupra dumneavoastră, familiei, și am socotit că se cade să particip la momentele acestea de încercare prin care dumneavoastră treceți, având în vedere că ați slujit atâția ani în Biserica Elim din Timișoara și cred că ori de câte ori ați avut ocazia să vă întoarceți acasă, Biserica Elim a fost locul unde ați ocotit că este casa slujirii dumneavoastră. Comunitatea de credincioși de la Elim a fost informată, anunțată de această trecere la cele veșnice a soarei Marcela și rugăciunile bisericii au fost îndreptate către Dumnezeu, ca Dumnezeu să vă întărească în această situație. Fratele păstor Dumitru Moț, vorbind cu dânsul la telefon, m-a rugat de asemenea să vă transmit din partea dumnealui condoleanțe și câteva cuvinte pe care le voi transmite din partea dumnealui așa ca un citat. El a spus în felul următor: dumneavoastră care ați încurajat pe atât de mulți care au trecut prin situații de felul acesta, și ca o paranteză pentru cei care sunteți prezenți în această seară aici, în Timișoara și nu numai în Timișoara, fratele Iosif este încă pomenit pentru slujirea dumnealui pe care a avut-o la atâtea înmormântări. Sigur că slujirea dumnealui nu s-a limitat doar la slujbe de înmormântare, dar în mod deosebit, în momente de felul acesta, Dumnezeu l-a folosit într-un mod special pentru mângâierea celor care erau îndurerați. Și a continuat fratele păstor Dumitru Moț spunând: fie ca toate cele adevăruri pe care dumneavoastră le-ați rostit și prin care ați mângâiat pe cei care au fost îndurerați în astfel de situații să aibă acum valoare și efect în viața dumneavoastră și Dumnezeu să vă mângâie în momentele acestea. Pentru mine, ca unul care sunt mai tânăr, fratele Iosif și slujirea pe care a făcut-o împreună cu sora Marcela a fost o slujire spre care m-am uitat cu multă admirație și am avut multe lucruri de învățat în mod deosebit. Această atitudine atât de caldă, de blândețe, pe care am văzut-o ori de câte ori i-am avut cu noi acolo la Timișoara, și momente de felul acesta, sigur că fiecare dintre noi avem întrebări, poate suntem nedumeriți, însă aș vrea doar câteva lucruri pe care le am în minte și în inimă în momentele acestea ca o încurajare pentru dumneavoastră și poate ca un moment de meditație pentru noi ceilalți care suntem aici în locul acesta. Sunt cuvintele pe care un om al Vechiului Testament le-a rostit într-o împrejurare. Este vorba de Balaam, care în cartea Numeri, capitolul 23,
partea a doua versetului 10 își exprimă o dorință, înțelegând ceva ce poate noi n-am înțeles atât de bine și iată ce spunea el: O, de-aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. M-am întrebat oare ce a înțeles acest om atunci când cineva, un om neprihănit, o femeie neprihănită trece la Domnul, la cele veșnice, ce a înțeles omul acesta, Balaam, că se întâmplă atunci? De ce și-a dorit lucrul acesta? De ce a dorit ca să aibă și el parte de o astfel de moarte a celor neprihăniți? Și m-am adus aminte de ce acest scris în Psalmul 116, versetul 15, unde psalmistul spune: Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Cred că sora Marcela l-a iubit pe Dumnezeu și Dumnezeu a iubit-o pe ea. Momentul acesta este un moment în care Dumnezeu, aș îndrăzni să spun, are inima la fel de îndurerat împreună cu noi de această pierdere temporară. Mi-aduc aminte de, și ne aducem cu toți aminte de momentul în care Domnul Iisus Hristos la moartea lui Lazar, atât de scurt versetul acesta, dar atât de bogat în semnificație, Iisus plângea. Pentru că El este aproape de cei care sunt îndurerați, simte cu cei care sunt îndurerați și momentul acesta este un moment important înaintea lui Dumnezeu, e scumpă o astfel de moarte. Probabil că Balaam a înțeles lucrul acesta. Moartea celor neprihăniți este de asemenea plină de speranță, pentru că cel neprihănit la moarte trage speranță, stă scris în Cartea Proverbelor. Și o speranță pe care noi ca și copiii lui Dumnezeu avem și doresc din toată inima ca întreaga familie îndurerată să aibă în inima această speranță a revederii, Dumnezeu să lucreze în această privință. Apoi moartea celor neprihăniți în Scriptură este socotită ca o poartă spre cer, spre locul acela pe care Domnul Iisus Hristos îl pregătește pentru cei neprihăniți, iar sora Marcela este cu un pas mai aproape de locul acela. Este momentul în care fiecare dintre noi ne putem reînnoi dorința aceasta de a merge cu râvnă și cu avânt pe calea aceasta pe care Domnul a trasat-o pentru noi, ca să ajungem la locul acela. Moartea este o poartă spre locul acela. Și de ce nu, moartea celor neprihăniți este un moment în care se apropie și sora Marcela este mai aproape decât noi toți de răsplătire. Pentru toate cele călătorii făcute în România, în lucrarea lui Dumnezeu, pentru toți cei care au fost ajutați și au beneficiat de slujirea dumneaei alături de fratele Iosif, de familia lor, pentru toate aceste momente, pentru toată această slujire, sora Marcela este un pas mai aproape de răsplătirea pe care Dumnezeu i-a pregătit-o. Dragii mei, doresc ca fiecare dintre noi în această seară să lăsăm ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne încurajeze. Moartea celor neprihăniți este un lucru important în ochii lui Dumnezeu. Este un moment al speranței, este un moment al apropierii de Dumnezeu, de cer și de răsplătire. Doresc din toată inima ca fiecare dintre noi să rămânem credincioși lui Dumnezeu până la capăt și la clipa plecării noastre să putem avea parte cu toții de o moarte a celor neprihăniți. Iar pe dumneavoastră încă o dată doresc ca Dumnezeu să vă întărească, să vă treacă biruitor prin această încercare și fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână în continuare în familiile dumneavoastră. Amin. Mulțumim, frate Adi. Aș vrea în continuare să dau loc sorei Romelia Lupaș, care va lăuda pe Domnul cu o cântare. În timpul acesta invit la învonul bisericii pe fratele David Măgduț, care ne vizitează de la Chicago, de la Biserica Betania. A venit un grup de frați, vreo 4 frați. Domnul să-i binecuvinteze și arată dragostea față de familia Frânc și noi toți. Deci, în timpul acestei cântări, fratele David Măgduț și fratele Pavel Pop invit ca să vină la învonul bisericii. Thank you.
Pregătim din nou să ascultăm câteva îndemnuri. Fratele Pavel Pop ne va da câteva îndemnuri din cuvântul Domnului, după care fratele David de la Chicago, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Iubită familie, dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Din comunitatea Springfield, frate Iosif, iubită familie, frații de acolo vă poartă în rugăciuni și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Fratele Iosif a slujit o perioadă în Springfield, locuind în San Luis, încă frații vă poartă în inimă și vă poartă în rugăciunile lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dorim ca Domnul să vă întărească în toate privințele. Dorim ca cuvântul lui Dumnezeu să vă mângâie. Noi avem cuvinte foarte sărăcăcioase câteodată, însă este între noi aici cineva mai mare, cuvântul lui Dumnezeu, care dorește să vă mângâie. De fapt, Apostolul Pavel spune așa de frumos: mânghierea pe care o dau Scripturile. Să vă mânghie, frate Iosif și iubită familie. Și mânghierea aceasta să fie o mânghiere care să dea o nădejde. O nădejde că nu se încheie totul aici. Pentru sora Marcela abia acum începe viața adevărată. Pentru că viața adevărată este în prezența Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Mă voi folosi de câteva cuvinte ale Mântuitorului din Ioan, capitolul 14, unde Domnul Iisus Hristos, care cunoștea dincolo de ceea ce cunoaștem noi deseori, vorbește atât de adânc și tainic ucenicilor: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la mine, nu vine la Tatăl, decât prin mine. Amin. Găsim că Mântuitorul, care cunoștea dincolo tristețea ucenicilor, având în vedere și vorbind de fapt despre moartea lui. Și aș vrea să vedem câteva lucruri în timpul scurt aici, patru lucruri care Mântuitorul vrea să fie sigur că ucenicii le are între ei. În primul rând era o stare a inimii, să nu se tulbure inima. În al doilea rând, Mântuitorul le dă o informație, spunându-le de fapt, să aveți credință în mine, să aveți credință în Dumnezeu. De asemenea, le dă o promisiune. Mă duc la Tatăl, însă mă voi întoarce înapoi și unde sunt eu, veți fi și voi. De asemenea, vorbește despre o destinație finală. Cum știm să ajungem acolo? Eu, spune Domnul Iisus Hristos, sunt calea, adevărul și viața. Fraților, starea inimii nu o cunoaște numai Dumnezeu. Și suntem numai oameni și câteodată avem inima întristată. Însă Domnul inimii noastre este Iisus Hristos. Și doresc ca El să mângâie fiecare inimă și în mod deosebit inima fratelui Iosif, pe care îl iubim, cu care am lucrat împreună în biserica aceasta zeci de ani. Domnul să-l binecuvinteze și să dea putere și să-i dea o nădejde. Și știu că nădejdea care a pus-o Hristos în inima lui va lucra în așa fel încât va avea credința aceasta în promisiunile Domnului. Să aveți credință în Dumnezeu, să aveți credință în mine. Și asta este foarte important să cunoaștem lucrul acesta. De asemenea, este, așa cum am spus, este starea inimii pe care Dumnezeu o poate să o mângâie. Și doresc ca Domnul să mângâie aceste inimi, să mângâie Domnul pe Cristina, pe Cornelia, pe Marcel, pe Joe, familiile lor, să simtă în seara aceasta o mânghiere deosebită, o mână caldă, care să-i mângâie și să-i întărească. Spune cuvântul Domnului, tot așa și voi acum sunteți plini de întristare. Dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Slăvit să fie Domnul, că avem o nădejde aceasta. Este starea aceasta inimii pe care Dumnezeu poate să o întărească. Și apostolul ne încurajează să nu fim ca ceilalți oameni din lume care nu au nădejde, noi avem o nădejde. Nu ne îngrijorăm niciodată de cei care dorm noaptea, nu-i așa? Pentru că știm că se vor scula dimineața. Apostolul Pavel face o comparație, spun că unii care au adormit în Domnul. Nu ne îngrijorăm de ăștia care au adormit în Domnul, că vine dimineața învierii, vine dimineața când ne vom întâlni din nou. Nu ne îngrijorăm, nu ne necăjim, pentru că știm că fiecare, dacă nu vine Domnul Iisus Hristos, vom trece prin experiența aceasta. Și apostolul spune atât de frumos că e mult mai bine în prezența Domnului decât aici pe pământul acesta. Să ne încurajăm unii pe alții în vederea aceasta. Este, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu care ne întărește, care ne sprijinește. Este informația aceasta. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Este bine să avem nădejdea aceasta, credința aceasta, că Domnul nostru Iisus Hristos a murit, a fost îngropat, a înviat, s-a înălțat și acum este la dreapta Tatălui. Și acum El privește spre noi, privește spre locul acesta. Și doresc ca El să întărească pe fiecare. Dacă este cineva aici care nu are credința aceasta, Duhul lui Dumnezeu să lucreze în seara aceasta, să întărească credința fiecăruia. Și informația care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu să aducă binecuvântare și mânghiere fiecăruia. De asemenea, Mântuitorul vorbește despre o promisiune și îmi place așa de mult promisiunea aceasta. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este lucrarea pe care o face Mântuitorul, lucrarea finală a noastră. Atunci când trecem dincolo, avem un loc pregătit de Domnul Iisus Hristos. Fraților, noi nu suntem ai nimănui pe pământul acesta. Nu se întâmplă la voia întâmplării nici un lucru pe fața pământului, fără ca Dumnezeu să nu cunoască, fără ca Dumnezeu să știe și fără ca Dumnezeu să aprobe. El știe toate lucrurile. Dacă a hotărât 67 de ani pentru sora Marcela, El știe de ce e lucrul ăsta. Însă slăvit să fie Domnul că a alergat și s-a luptat lupta cea bună a credinței. Și acum suntem liniștiți, sora Marcela
ajuns, așa cum s-a spus, aici acasă, a ajuns în prezența Mântuitorului pe care l-a slujit, pe care l-a iubit. Nu-i minunat că avem un loc pregătit de Iisus Hristos? Nu este promisiunea unui om de pe pământul acesta care ne promite una și face alta, este promisiunea Mântuitorului, a Marelui Împărat care este Iisus Hristos. El ne-a promis că se va întoarce din nou după noi și El se întoarce în curând. Toate semnele vestesc și mireasa și Duhul trebuie să zică: vino, Doamne Iisuse! Pentru că trăim vremuri în care trebuie să ne pregătim pentru El și pentru împărăția Lui. Te întreb în după masa aceasta, în seara asta, ai locul pregătit? E sigur de locul acesta? Amin. Îl ai pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Amin. Pentru că în destinația aceasta finală se poate ajunge într-un singur fel, numai și numai prin Fiul, numai și numai prin Fiul lui Dumnezeu. Cine are pe Fiul, are viață veșnică. De aceea, fraților, să luptăm lupta cea bună a credinței, să rămânem tari în credință, pentru că vine Domnul Iisus Hristos. Ioan spune în capitolul 14 cu 6, Iisus a zis: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul să ne dea puterea aceasta să rămânem credincioși până la capăt. Nu știm cine va fi următorul. Spuneam fratelui Dinu că suntem compleșiți și simțim așa parcă o durere cu toate familiile care în zile ca acestea au încercarea aceasta. Însă, fraților, trebuie să fim gata în fiecare moment, pentru că nu știm cine e următorul. Poate cei tineri se gândesc că mai am mulți ani, trebuie să moară întâi cei bătrâni. Nu e adevărat. Nu știm pe cine ne cheamă sau pe cine cheamă Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, dacă este cineva în locul acesta și nu are siguranța mântuirii, nu-L are pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, nu pleca din locul acesta. Domnul ți-a dat posibilitatea să ajungi aici, în sanctuarul acesta, și Domnul îți oferă mântuirea. Pentru că spune cuvântul, orice cine crede în Fiul are viață veșnică, pentru că El are puterea să dea viață. Domnul să binecuvinteze familia fratelui Iosif. Frate Iosif, spun sincer de la inimă, te iubim în numele Domnului Iisus Hristos. Și ești în rugăciunile noastre un om al lui Dumnezeu, un om de sacrificiu, un om care n-a ezitat niciodată să dea tot ce a avut pentru propovăduirea Evangheliei. Și acum Domnul să vă te binecuvinteze și să-ți plătească, eu, toată osteneala și toată truda. Mai e puțin, frate Iosif, și ne vom întâlni cu toți cei iubiți ai noștri. Mai e puțin. Să rămânem tari în credință cu toții și să slujim Domnului cu bucurie. Fiți binecuvântați de Domnul, toate familiile din locul acesta, și Domnul să vă poarte în carul lui de biruință. Amin. Amin. Dragă frate Iosif, stimată familie îndurerată, stimată asistență, frați și surori, mă alătur și eu fraților care s-au perindat până acum aici și care vor mai fi, să exprim sincere condoleanțe pentru fratele Iosif, pentru familia îndurerată. Dumnezeu să vă mângâie! Amen. Dumnezeul mângâierilor și binecuvântărilor, pe care noi adesea nu le putem pricepe pe deplin, dar le simțim în inima noastră, Dumnezeu să vă mângâie! Amen. Și nădejdea despre care s-a vorbit și despre care dumneavoastră în zecile de ani de slujire ați vorbit multora, această nădejde să fie tot mai puternică în inima dumneavoastră. Cineva spunea: milioane de oameni au murit înainte de mine, milioane de oameni vor muri după mine, dar singura moarte reală este moartea mea. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Aș vrea să transmit și în numele Bisericii Betania, a fratelui păstor senior al Bisericii, fratele lui Gimițoi, sincere condoleanțe. Dânsul a dorit mult să fie în această seară lângă dumneavoastră, dar din motive obiective de sănătate, de analize medicale, nu a putut să vină, dar sunteți în inima și în rugăciunile dumnealui și ale Bisericii Betania. Sunt împreună cu alți doi frați slujitori din Biserica Betania, fratele Dorin Juravlea și fratele David Laza. Ne-am rugat mult pentru sora Marcela de când am aflat de situația aceasta.
având în biserica noastră familia Lorenz, pe fratele Petru, păstor în biserica Betania, și sora Irina, cuschii dumneavoastră, dânsii ne-au informat din primele zile despre această situație dramatică din familia dumneavoastră și ne-am rugat mult în nădejdea că Dumnezeu poate să facă un miracol, să repete o minune în viața dumneaei și să-i dea în continuare sănătate. Însă, în suveranitatea lui Dumnezeu a ales să o vindece în alt fel, să o vindece pentru totdeauna, să o vindece pentru veșnicie și să o cheme în prezența lui. A fost adăugat în hambarele veșniciei într-o zi de toamnă, ca rodul strâns la vremea lui. În această seară aș vrea să ne îmbărbătăm inimile împreună cu fratele Iosif și familia în fața experienței morții, care este o realitate pe care nu o putem contesta. Și aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu, voi citi a doua parte a versetului 3 din 1 Samuel, capitolul 20, un cuvânt pe care omul lui Dumnezeu David îl spune și sună astfel. Dar viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine și moarte. Decât un pas între mine și moarte. Trăim într-o vreme în care tehnologia facilitează viața, este mai ușoară din multe puncte de vedere viața noastră astăzi. Dar în același timp are complicațiile ei, efectele negative, tehnologia aceasta. Și unul dintre efectele negative este sedentarismul, absența mișcării, lipsa de mișcare. Și medicul, când mergi să îți spună starea sănătății, să-ți oferă o soluție, te îndeamnă cei mai mulți medici, încearcă să faci mișcare, încearcă să mergi, încearcă să alergi, încearcă să faci mișcare fizică. Pentru că pașii sunt foarte importanți. Sunt foarte importanți pașii pe care îi facem pentru sănătatea noastră. În această seară însă aș vrea în câteva gânduri să ne uităm la cel mai important pas pe care un om îl va face într-o zi pe acest pământ, și anume pasul morții. Pasul morții, în primul rând, este un pas sigur. Este un pas sigur. Nu ne putem îndoi de această realitate. Scriptura spune în Evrei 9 un adevăr pe care oamenii încearcă să-l ignore astăzi, dar nu-l pot evita. Niciunul dintre ei, nici unul dintre noi. Și anume faptul că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, dar le este rânduit să moară. După aceea vine judecata. Sunt oameni care încearcă să evite lucrul acesta. Nu vin la priveghiuri, nu merg la mormântări, tocmai pentru a evita să stea față în față cu moartea. Și cred că în felul acesta viața lor va fi mai liniștită, evitând imaginea morții. Însă pasul morții este un pas sigur pe care îl vom face fiecare dintre noi. Omul lui Dumnezeu Moise, în Psalmul 90, spunea: cei mai tari trăiesc 80, dar după aceea omul pleacă. Și îngăduiți-mi să vă citesc din Geneza, capitolul 5, doar câteva versete despre oameni care au trăit nu 67 de ani, nu 100 de ani. Adam a fost de 930 de ani, apoi a murit. Enos, Set, a mai trăit 807 ani, a născut fii și fiice. Toate zilele lui Set au fost de 912 ani, apoi a murit. Toate zilele lui Enos au fost de 905 ani, apoi a murit. Toate zilele lui Cainan au fost de 910 ani, apoi a murit. Și aici continuă Scriptura să vorbească despre oameni care au trăit aproape un mileniu, dar apoi au murit. Pentru că pasul morții este un pas sigur, îl va face fiecare om. Dacă ai 3 ani, 10 ani, 20 de ani, 80 de ani, mai devreme sau mai târziu vei face pasul acesta și îl voi face și eu. Este un pas sigur, nu-l putem evita.
David era într-o situație complicată din viața lui. Și îl cheamă pe Ionatan și îi spune, a fost un profet David, și îi spune adevărul acesta, care aș vrea să rămână în inimile noastre în această seară. Cât este de adevărat că Dumnezeu este viu și că noi suntem acum în viață, spune David, atât este de adevărat că între noi și moarte nu este decât un pas. Și când știi că e doar un pas care poate fi făcut oricând la chemarea lui Dumnezeu, câtă responsabilitate trebuie să ne asumăm în viața aceasta, trăind în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! Sora Marcela este o pildă de credincioșie care a trăit în lumina cuvântului lui Dumnezeu, onorându-L pe Dumnezeu. O credincioasă care a iubit literele, a iubit litera, a iubit limba română, dar mai mult decât orice limbă română, germană, a iubit cuvântul lui Dumnezeu. Și în această seară suntem aici să-i cinstim memoria, să fim o mângâiere pentru fratele Iosif și copii. Dar suntem aici, frați și surori, și pentru noi, ca să ne cercetăm înaintea Domnului, în fața acestui pas sigur, pasul morții. În al doilea rând este un pas solitar. Solitar. Îl faci singur. David a avut între cei din Israel mulți prieteni. Când era persecutat de Saul, alerga prin pustie, prin peșteri, pe munți, avea cu el 600 de oameni dedicați pentru el. În altă împrejurare, zeci de mii, poate sute de mii din Israel îi aclamau vitejia. Avea mulți oameni în jurul lui. În necazuri, mai puțin, e drept. Dar David conștientizează că pasul morții nu-l va face nici cu fiii țeruiei, nu-l va face nici cu cei 600 de viteji, nici măcar cu Ionatan, ci îl va face el singur. David spune, între mine și moarte nu-i decât un pas. Pentru că pasul morții este un pas solitar. La nuntă, sora Marcela și fratele Iosif au chemat foarte mulți invitați. La evenimentele din familia dumnealor au chemat mulți invitați. Sora Marcela, având un cuvânt în sensul acesta, pe cine să chemăm? În seara aceasta, eu n-am venit aici chemat de dânsa, nici dumneata. Am venit chemați de familie, dar îndeoseb chemați de Dumnezeu, care ne cheamă să plângem cu cei ce plâng. N-am mai putut chema pe nimeni, pentru că pasul morții este un pas solitar pe care îl face omul. Nu vei putea merge acolo cu prietenii, cu bunicul, cu meritele lui, cu meritele părintelui, a tatălui, care a fost poate păstor, proroc. Nu vei putea merge cu 2-3 avocați să te apere. Vei merge singur și voi merge singur, cum a mers sora Marcela singură. Dar nu, mergem cu nădejdea aceasta, că acolo ne așteaptă Hristos. El este Mântuitorul nostru, care ne-a făgăduit un loc în care la vremea hotărâtă de El, fiecare dintre noi, cei care trăim în lumina cuvântului Său, într-o zi vom ajunge. Este un pas sigur, pasul morții. Este un pas solitar. Și în ultimul rând, pasul acesta îl poți face în două direcții. Îl poți face înspre un loc al speranței, al slavei, adică în prezența lui Dumnezeu, sau îl poți face înspre un loc al deznădejdii, al chinului, al suferinței eterne. Scriptura vorbește despre doi oameni, unul sărac și altul bogat, care au murit amândoi. A murit și bogatul și săracul. Însă pasul morții, fiecare dintre ei l-au făcut înspre două direcții diferite, diametral opuse. Săracul a mers în prezența lui Dumnezeu în slavă. Bogatul, pentru că a disprețuit, pentru că a ignorat cu aroganță semnalul lui Dumnezeu pentru el prin acel sărac, prin Lazar, a mers în locul de chin și de suferință. În seara aceasta, gândește-te dacă Dumnezeu îți spune în clipa următoare, fă ultimul pas al vieții tale prin moarte. Unde îl vei face? Unde îl voi face eu? Am toată nădejdea
că îl voi face înspre slavă, prin cuvântul lui Dumnezeu. Acolo l-a făcut sora Marcela. Acolo îl vom face și noi. Mă rog ca Dumnezeu să lase mângâiere și binecuvântare peste fratele Iosif, peste familie, peste biserică și peste comunitate, înțelegând că în săptămâna aceasta, 4 înmormântări aveți în comunitate. E un semnal prin care Dumnezeu nu ne șoptește, ci ne strigă să ne trezim, să trăim în lumina cuvântului Său. Amen. Înțelegând că acest pas al morții îl vom face fiecare. Mă rog ca pentru toți cei de aici, cei dragi ai noștri, să fie ultim pas făcut în slavă, adică în prezența lui Dumnezeu. Până atunci, mângâierile Lui să rămână peste dumneavoastră, dragă frate Iosif, peste familie și peste noi toți. Amin. Este foarte adevărat că Dumnezeu ne vorbește în multe feluri. Spuneam duminică, cum spunea și fratele, în săptămâna aceasta, în comunitatea română din Detroit, avem 4 înmormântări. Este bine ca să înțelegem că viața pe pământ este scurtă și nu este la latitudinea noastră, este la latitudinea lui Dumnezeu. De aceea să învățăm de la omul lui Dumnezeu care ne-a spus Moise, învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Nu o minte înțeleaptă, o inimă înțeleaptă. Domnul să ne ajute să fim înțelepți, să știm să răscumpărăm vremea. Aș vrea în continuare să dau loc corului care va cânta spre slava Domnului, după care un grup de frați de la Biserica Aleluia de la Pardi vor lăuda pe Domnul. În timpul acesta invit în față, la amvonul bisericii, pe fratele Marius Lunga și pe fratele Horodincă. Domnul să îi binecuvinteze.
Vine o zi, vine o zi, când dureri nu vor mai fi, nu vor fi nori pe cer, lacrimi ochii nor umbri, va fi pace-n veci de veci, când în ceruri ai să pleci. O, ce zi, ce glorioasă va fi! Oare atunci cum va fi fața când îi vom privi, când pe Iisus vom vedea, chiar noi salvați prin jertfa sa, când de mână ne va lua și ne va duce în țara sa. O, ce zi, ce glorioasă va fi! Nu vor fi, nu vor fi greutăți, dureri de dus, nici necaz de orice fel, boli și lacrimi colo sus. Va fi pace-n veci de veci, când în ceruri ai să pleci. O, ce zi, ce glorioasă va fi! Oare atunci cum va fi fața când îi vom privi, când pe Iisus vom vedea, chiar noi salvați prin jertfa sa, când de mână ne va lua și ne va duce în țara sa. O, ce zi, ce glorioasă va fi! Amin. Stimate familii îndoliate, frate Iosif, din partea familiei noastre, din partea fraților de la Biserica Maranata, care ne-am rugat pentru dumneavoastră, pentru sora Marcela, sincere condoleanțe și Domnul să vă mângâie. Mi-este foarte greu în seara aceasta să spun câteva cuvinte, pentru că în urmă cu 9 ani și în urmă cu 3 ani, pe 29 septembrie, am fost pe banca pe care sunteți dumneavoastră. În urmă cu 9 ani, pe 29 septembrie, a plecat la Domnul tatăl meu și a plecat având aceeași boală pe care a avut-o sora Marcela, cancer la pancreas. Mama, care era cu 6 ani mai tânără ca tata, în aceeași zi, în aceeași lună, la 6 ani după tata, a plecat și ea. Vorbind odată în familie și am spus că Dumnezeu a îngăduit treaba aceasta, tăticul e aici, socrul meu a spus, probabil că a fost o întâmplare. Am spus, nu, eu cred că Domnul mă iubește, eu par așa mai tare, dar sunt foarte sensibil
emoțional. Și tăticul m-a întrebat, cum adică? Zic, Domnul mă iubește și n-a vrut să plâng și să mă necăjez de două ori într-un an. Vreau să vă spun în această seară că chiar dacă noi am folosit cele mai elevate cuvinte, toate neologismele din vocabularul limbii noastre, ca să vă mângâiem, locul sorei Marcela, noi nu-l vom putea lua, dar pentru dumneavoastră și pentru noi e o pierdere, însă e un câștig pentru Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune că scumpă este moartea înaintea Domnului a celor iubiți de El. În luna februarie am primit o veste în urma unor analize și aș vrea să vă mulțumesc pentru cei care, pentru rugăciunile care le-ați înălțat pentru mine. Medicii mi-au spus că am cancer la prostată, o boală care evoluează mai lent decât cancerul la pancreas. Sora Marcela și fratele Iosif m-au sunat probabil aproape în fiecare săptămână și m-au încurajat. Frate Iosif, e momentul în care mă bucur că Dumnezeu mi-a dat oportunitatea să vă pot îmbărbăta și eu. Nu sunteți singuri, vă iubim și Domnul e acela care a câștigat. În cartea Apocalipsei, în capitolul 4, cuvântul Domnului spune că Ioan a auzit o voce. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer, glasul cel din tâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis, suie-te aici, îți va arăta ce trebuie să se întâmple după aceste lucruri. Pentru sora Marcela s-a auzit glasul, suie-te aici. Sora Marcela nu mai plânge, nu mai suferă, ea este acasă la Domnul. Acolo mamele nu mai plâng după copii, tații nu mai plâng după copii, soțiile nu mai plâng după soți, soții nu mai plâng după copii. Dar aici noi suntem într-o lume în care Dumnezeu ne-a pus în aceste legi. Dar aș vrea să vă încurajez în această seară spunându-vă că Duhul Sfânt este acela care vă mângâie. Omului Dumnezeu, în Psalmul 71, spune așa, ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viață și ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Unul dintre lucrurile care noi ar trebui să le știm și să ținem cont de ele este ceea ce spune omului Dumnezeu aici. Așa vrea să scot puțin acest verb a face din contextul versetului. În primul rând, Dumnezeu ne-a făcut. Spune omul Dumnezeu, ne-ai făcut. Știți de ce mai devreme sau mai târziu trebuie tot să facem pasul despre care fratele David a vorbit? Pentru că Dumnezeu ne-a făcut așa. Dumnezeu ne-a făcut din țărână și în țărână ne vom întoarce. În Psalmul 49, versetul 9 și versetul 10 spune așa, nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul. Da, îl vor vedea, căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă piere și lasă altora avuțiile lor. Mai devreme sau mai târziu, noi toți trecem pe aici, pentru că Dumnezeu ne-a făcut. Și ne-a făcut și El este suveran și are dreptul să spună în dreptul fiecărui om, așa cum am auzit, trebuie să murim. Dar un om al lui Dumnezeu este acela care, pe lângă faptul că realizează că Dumnezeu ne-a făcut, El ne-a creat, îi aparținem, vreau să punem verbul acesta în contextul versetului. Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri. În cei 40 și ceva de ani de căsătorie, sunt convins că familia dumneavoastră a trecut prin multe necazuri, a trecut prin multe nenorociri. Însă, omului Dumnezeu spune, ne vei da iarăși viață. Nu moartea are ultimul cuvânt.
Chiar dacă Dumnezeu ne-a creat ca să ne întoarcem în țărână, Dumnezeu ne-a creat să ne întoarcem înapoi în pământ, Dumnezeu ne-a creat ca să ducem o viață în care să călătorim în lumea aceasta și să murim, să trecem prin necazuri și apoi să murim. Nu moartea are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are viața și spune, ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri și ne vei da iarăși viață. Și ne vei scoate din adâncurile pământului. Va veni o zi și noi știm. Va veni o zi și noi știm foarte bine în care se va auzi glasul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, știm, nu suntem în necunoștință, știm că dacă se desface cortul acesta, casa aceasta, ne așteaptă altă casă. Frate Iosif, familii îndoliate, dragi copii, știm că sora Marcela s-a dezbrăcat de hainele acestea. A trecut prin probleme, prin suferințe. Câteva săptămâni în urmă, când a fost la noi la biserică, am mers și am dat un hug. Și mi-a spus, frate Marius, a început să fie durerile tot mai mari. Sunt aici și vreau să vă spun că din punct de vedere psihologic am trecut prin aceeași situație când mi s-a spus că am cancer. M-am văzut vecin cu moartea. Am fost foarte supărat pentru câteva zile. Până în momentul când am înțeles că plecarea din lumea aceasta e un câștig. Am stat de vorbă cu Dana, care e aici, cu soția mea, cu copiii, și le-am spus, indiferent ce se întâmplă cu mine, eu câștig. Dacă trăiesc, pentru mine a trăit Hristos. Dacă mor, e un câștig. Pentru sora Marcela, plecarea de aici a fost un câștig. Pentru dumneavoastră o pierdere. Însă, nu moartea are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are viața. Cine are pe Fiul, are viață. Și nu moare, ci trece din moarte la viață. Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri, dar ne vei da iarăși viață și ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Vreau să închei cu ceea ce a spus bătrânul patriarh Iacov atunci când s-a înfățișat în fața lui Faraon. Și Faraon l-a întrebat, ce vârstă are? A fost un om bătrân. Și ascultați ce spune Iacov. Iacov a răspuns lui Faraon, zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani, zilele anilor vieții mele au fost mai puține la număr și rele și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Vreau să vă întreb în această seară pe cei care suntem aici și să mă întreb și pe mine, știu eu când se va termina călătoria mea? Știu eu când pentru mine se va auzi vocea suie-te aici? Dacă vreau ca acea voce să fie o binecuvântare, este seara în care pot să-mi revizuez viața și să mă gândesc la ceea ce spunea Mântuitorul. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, nu are viață. Viața are ultimul cuvânt și nu moartea. Noi suntem aici și suntem supărați și necăjiți că a plecat acasă sora Marcela. Dar vreau să vă spun în această seară că ea este acasă la Domnul și că, de fapt, Domnul are ultimul cuvânt. Suntem noi pregătiți? Înțelepții mor. Am citit din Psalmul 49. Nebunul piere. Suntem noi pregătiți să murim? Sau suntem pregătiți să pierim? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Înțelepții mor, nebunii pierd. Dumnezeu să facă din noi oameni înțelepți și să înțelegem că atunci când se va auzi glasul, suie-te aici, să fim gata. Domnul să vă mângâie. Duhul Sfânt, Mângâietorul, să fie în toate familiile care au rămas îndoliate și în mod special cu fratele Iosif. Frate Iosif, vă iubim. Domnul să vă binecuvinteze și să vă mângâie.
Vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare, să lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun cu toții, după care fratele Horodincă va predica. Avem o cântare la care primul vers ne pune o întrebare. Astăzi, aici, mâine, unde om fi? Cine știe dacă nu om muri? O cântare potrivită. Haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima. Astăzi, aici, mâine, unde om fi? Cine știe dacă nu muri? Cine în lume veste ne va da? Într-una parte ne va căuta. Cine în lume veste ne va da? Într-una parte ne va căuta. O, cât ar fi de nechinzuit să pe fratele Horodincă, care va predica cuvântul Domnului. În urma lui se pregătește grupul Bucuria, care va lauda pe Domnul cu o cântare. În timpul acesta, invit pe fratele Simi Timbuc la amvonul bisericii. Întotdeauna când merg spre un asemenea eveniment, încerc să rememorez în mintea mea ce știu despre persoana care a plecat. Ce mă leagă de el? Vreau să vă spun că în seara aceasta sunt aici, nu ca reprezentant al bisericii, ați auzit reprezentantul bisericii, ci sunt aici în calitate de prieten. Când prietenii se întâlnesc, inima tresaltă de bucurie și fața lor se luminează. Probabil că ultima întâlnire este interesantă. Cred că acum 3 săptămâni, într-o dimineață, ca o surpriză, fratele Iosif cu soția a fost la biserica la noi. Am avut o părtășie deosebită în cuvântul lui Dumnezeu și bucuria a fost mai mare pentru că în ziua aceea hotărâsem după biserică să stăm în părtășie și la masă. Am stat o perioadă cu ei la masă, pe mine. Sigur, fratele Iosif și soția lui mă cunoșteau, ne-am mai întâlnit. Pe soția n-au cunoscut-o și nu pot să uit cum s-a apropiat de ea. Orice om în viața aceasta are nevoie câteodată de un suflet cu o inimă și cu o dragoste de mamă. A întrebat-o cum este.
Mai ales pentru ea e o perioadă grea, acum la început. Și-a încurajat-o. A stat de vorbă cu ea. Mi-ar fi plăcut dacă aș fi știut, dar cine poate cunoaște tainele lui Dumnezeu că era ultima noastră întâlnire. Asemenea ocazii sunt hotărâte de Dumnezeu să ne punem și întrebări. Eu nu știu și nu vă cunosc dacă viața v-a ridicat întrebări. Am trecut pentru un asemenea eveniment când în jur de 20 de ani am rămas fără tatăl meu când aș fi avut nevoie. Îl pus tot de o bală nemiloasă. E normal să te întrebi de ce? De ce mor oamenii tineri? De ce mor oamenii buni? Parcă rememorez Psalmul 73. De ce celor răi le merge bine? Nu sufere, n-au probleme. Și cu cât te apropii de Domnul, se pare, cu atât necazurile și dorile parcă te încearcă. Care este rolul acestei vieți? Care este rostul ei? Interesant că venim în lumea aceasta prin ceea ce noi numim naștere. Nu când alegem noi, nu cum vrem noi, nu în locul unde am vrea să ne naștem, nu în familia în care ne-am vrea să ne naștem. Parcă cineva ne obligă, ne forțează să ne trezim în această lume materială. Și eu, în momentele mele de întrebare, spuneam, Doamne, dacă m-ai fi întrebat înainte de întrupare, să-mi fi spus, vreau să te trimit într-o lume cu decazuri, cu lacrimi, cu furtuni, cu copii care mor de devreme, cu soți care te părăsesc, cu prieteni care te dezamăcesc, cu dureri și cu foarte puține bucurii. Dacă m-ar fi întrebat, ai vrea să mergi în lumea aceasta? Eu aș fi spus, Doamne, mulțumesc, prefer prezența Ta eternă. Nimeni nu ne-a întrebat. Trăim în viața aceasta cu posibilitatea unor alegeri. Unor alegeri. O profesie, o tovarășă de căsătorie, un loc în societate, o pregătire, un comportament. Și plecăm din lumea aceasta, nu când vrem noi, nu când alegem noi, nu pentru că vrem noi. Cineva ne împinge în lumea aceasta și cineva ne scoate din lumea aceasta. Sunt întrebări și eu de multe ori am ridicat capul în sus și am spus, Doamne, de ce? Dar probabil că din toate întrebările pe care le-am putea însuma într-un număr mare, există o întrebare și este cea mai importantă și așa cum am cunoscut eu pe sora Marcela, cred că este întrebarea care acum, sensibilizați de evenimentul acesta, ar vrea să vă pună fiecăruia dintre noi. Dacă în seara asta mori, unde mergi? În rai sau în iad? Răspunsul acestei întrebări nu stă în faptul că sunteți membru într-o biserică, de faptul că slujiți într-o biserică, de faptul că vă obligați de cotizații, de faptul că pe scara aceasta autorității aveți un loc mai sus sau mai jos. Răspunsul acestei întrebări stă în relația ta cu Domnul. Aveți o asemenea relație? Vedeți, noi numim intrarea lumea noastră materială naștere, ieșirea, nu-i mai spun moarte, pentru că nu toți oamenii mor. Cuvântul Domnului spune, fraților, vreau să nu fiți în necunoștință de cei care au adormit. Unde au adormit? În Domnul. Unii mor și alții adorm. Întrebarea, din care categorie faceți parte? E, dacă vreți, nu știu, ca un joc al meu sau ca o cercetare a Duhului Sfânt, să mă uit în biserică, în general în bisericile care le cunosc și să-mi pună întrebarea, Doamne, câți ne vom întâlni acolo la Tine? Pentru că vreau să vă spun în seara aceasta, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, nu toți vom ajunge acolo. Câți ne vom întâlni acolo? Ce frumos spune Apostolul Pavel. Cei adormiți adorm în Domnul. Asta înseamnă că ei sunt în Domnul
Și când pleacă de lumea aceasta, pleacă tot în Domnul. Ești oare în Domnul în seara aceasta? Voi încheia cu un exemplu. Deci nu-i timp de o predică și cred că mai bine să avem asemenea întrebări de... Era o familie, așa cum am întâlnit eu multe familii în care soția era credincioasă și soțul necredincios și ca o soție care venea la biserică, de multe ori insista și îi spunea, zice, să vină la biserică, căuta motive, zice, vezi, corul împlinește 50 de ani, vine o fanfară, vine un evanghelist, e ceva deosebit. Atât a insistat și atât a stăruit până el într-o zi a spus, zice, ascultă-mă, termină, nu m-am mai invitat la biserică. Și te rog frumos, dacă mă invit, să știi că ai scandal cu mine, lasă-mă. I s-a închis calea aceasta, invitație directă și a început să se roage. Și a spus, Doamne, Tu vezi că nu mai poți să revii, nu poți să provoci scandal în casă. Te rog să faci Tu în așa fel ca să vină la biserică. A trecut o perioadă de timp și la un moment dat el o întreabă pe ea, zice, ce faci duminică, te duci la biserică? Și a zis, sigur că mă duc. Zice, uite, duminică am să vin și eu cu tine la biserică să văd ce se face pe acolo. A rămas așa de surprinsă și bucuroasă și a început post și rugăciune și a zis, Doamne, te rog când vin la biserică păstorul nostru să citească cel mai frumos text din Biblie, să aibă predica cea mai frumoasă care a predicat-o vreodată, corul să cânte cel mai frumos în programul acesta, poeziile să fie cele mai frumoase și totul să meargă. Vine soțul meu la biserică și a așteptat cu emoție duminica și a venit duminica și păstorul s-a sculat și a citit Genesa capitolul 5. Ați auzit, s-a născut, la 300 de ani a avut copil și la vârsta a murit. A avut și o predică mai se întâmplă și păstorilor. Adică mi se întâmplă mie, iertați-mă ceilalți păstori, poate la dumneavoastră nu vi se întâmplă. Corul s-a poticnit, nu dumneavoastră, corul de acolo s-a poticnit, cântările n-au prea mers, versurile să nu mai spunem. Era așa de necășită, n-a mai îndrăznit până acasă să scoată niciun cuvânt, s-a așezat la masă și n-a spus nimic. Doar în gândul ei era răzvrătită și spunea, zice, Doamne, nu Te-am rugat eu. N-am stăruit înaintea Ta, n-am dorit. Era o șansă extraordinară și totuși, a stat zilele începutului de săptămână necășită tare, până spre mijloc, când soțul s-a uitat la ea și a întrebat-o, iar te duci duminică la biserică? Și ea, tresărind, a zis, iar mă duc la biserică. Zice, auzi, știi ce m-am gândit? Mă duc încă o dată la biserică, n-am prea înțeles ce era acolo, mă duc încă o dată, duminica asta să văd. Și a mers a doua oară, și a mers a treia oară, și a patru oară. După 3 luni de zile a luat un botez nou testamental. Sora era așa de fericită și stând la masă, în duminica aceea, a îndrăznit să-l întrebe. Zice, auzi, așa să te întreb, ce te-a hotărât pe tine ca să te întorci la Domnul? Zice, n-am îndrăznit să te întreb până acum. Și el a spus, zice, textul din duminica aceea și predica. I-a rămas fără cuvinte. Textul din duminica aceea, da. Cum? Faptul că oamenii s-au născut? Zice, da. Tot timpul cât păstorul a vorbit, am văzut undeva un morman mare de sicrie. Și m-am uitat la sicriile acestea și mi-am pus întrebare, zice, Doamne, nu mai am mult și voi ajunge acolo. Și apoi ce am să fac? Vă las cu întrebarea aceasta. Nu mai e mult. Rugămintea mea din ultimul timp este ca Dumnezeu să conștientizeze pe cei din poporul Său cât de puțin timp a mai rămas până când El va veni să le ia acasă. Deci nu uita, dacă în seara asta mori, unde mergi? În rai sau în iad? Amin.
Ascultăm grupul Bucuria care se pregătește să laude pe Domnul. Fratele Timbuc este invitat să vină, iar în numele fratelui Timbuc, surorile Ionela și Mariana vor lauda pe Domnul cu o cântare. Departe de cer locuiesc, tot cerul întreg mi-e în suflet și doar pentru el eu trăiesc. Acolo eu am un părinte, acolo e și al meu Iisus. Eu știu că în curând vine iarăși, ia-i să-i să-și ducă în ce sus. Mi-e dor de veșnicie, de casă m-a cuprins, un dor de-a mea comoară, de țara mea de vis. Mi-e dor veșnicie, la capăt mă așteaptă Hristos.
veșnicie. Plecați să mă cupriți, un dor de-a mea comoară, pe țara mea de vis. Mi-e dor de-al meu părinte, ce-n cer mă va primi. Mi-e dor de noua casă, în care voi locui. Mi-e dor de casă m-a cuprins, un dor de-a mea comoară, de țara mea de vis. Mi-e dor de-al meu părinte, ce-n cer mă va primi. În care voi locui. Mereu eu mă rog cu credință și aștept răbdător acea zi când sfinții ori avea biruință, când triumfători noi vom fi. Nădejdea mea e doar la Domnul, mereu El m-a călăuzit. Pe calea, pe calea au mers sfinții, prin noapte pășind către zi. Un veșnicie, de casă m-a cuprins, un dor de-a mea comoară, de țara mea de vis. Mi-e dor de-al meu părinte, ce-n cer mă va primi. Mi-e dor de noua casă, în care voi locui. Un dor de veșnicie, de casă m-a cuprins. Un dor de-a mea comoară, de țara mea de vis. Mi-e dor de-al meu părinte, ce-n cer mă va primi. Mi-e dor de noua casă, în care voi locui. Dragă frate Iosif, dragi copii, adulți, Cristina, Cornelia, Marcel și Iosif, împreună cu familiile voastre, dragă frate al sorei Marcela, am uitat puțin la floarea care este pusă pe
sicriu, este o floare și în sicriu. Dar m-am uitat la floarea care este pusă pe sicriu. Floarea din sicriu e puțin ofilită acum, dar va înflori din nou. Floarea de pe sicriu am văzut că scrie Loving Mother, Loving Grandmother. Cred că scrie Loving Wife, Loving Sister. Și cu un an și ceva în urmă era și Loving Daughter, până în ianuarie 2015. Sora Marcela, într-adevăr, a fost a loving lady, a loving person. Din partea mea, familiei, a Bisericii Bethesda, fratele Alex, fratele Rome a fost aici, pe ele mai sunt alți frați și surori. Dorim din toată inima prezența Duhului lui Dumnezeu, care este Duhul mângâierii, să fie deplin în dumneavoastră și peste dumneavoastră și prin El să fiți mângâiați, să fiți îmbărbătați, să fiți încurajați, întăriți, umpluți de speranță vie, o speranță care nu înșeală, pentru că e bazată pe cele mai tari promisiuni. Amin. Și aceste promisiuni se numesc nespus de mari și scumpe, dar ele toate sunt da și amin prin Domnul nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului! Dacă puteam, amânam acest timp cu cât mai mulți ani, dar nu e în puterea noastră lucrul acesta. Și așa cum se spunea mai devreme, ca și comunitate, parcă trăim mai intens zilele acestea această suferință a despărțirii. Nu că suntem triști și nesiguri pentru cei care au plecat din mijlocul nostru, sora Silvia, fratele Victor, sora Marcela și fratele Dan, ci suntem triști pentru că e mai gol fără ei. Suntem lipsiți de ei, suntem văduviți de ei, dar avem o încredere și o siguranță cu privire la unde au mers ei, bazată pe promisiunile lui Dumnezeu. De aceea, pentru fratele Dan Frățilă, cu ajutorul lui Dumnezeu, lunea viitoare, lunea care este înaintea noastră, de la 6:30, va fi serviciu, dacă nu vrem să numim de priveg sau memorial sau de celebrare a vieții, la Biserica Bethesda, va fi chiar la biserică. Cei care doriți și puteți să participați, sunteți așteptați cu drag, pentru a încuraja și familia Frățilă și familia Lupaș. Aș dori acum, în câteva minute, să privim acolo unde este sursa noastră de îmbărbătare și de mângâiere și de încredere și speranță în Cuvântul lui Dumnezeu. Și gândul oarecum s-a modificat puțin, dar acesta este esența. Deși suntem la mormântare, vreau să vorbesc despre născut de două ori. Născut de două ori. Pentru că în Biblie ni se vorbește că e posibil să fii născut de două ori. Și am să încep cu ceea ce avem în Cartea Psalmelor, în Psalmul 90, și am să merg la Iov pentru a ajunge apoi la Psalmi. Iov 14, și a fost amintit acest verset, versetul 1. Omul născut din femeie. Omul născut din femeie este prima naștere. Și toți cei care suntem aici prezenți, suntem parte din această categorie de oameni, născuți din femeie. Atenție însă că omul la început, și când spune aici omul, este Adamah, Adam,
nu a fost născut din femeie la început, ci omul la început a fost creat direct de Dumnezeu. A fost plămădeala lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a plămădit. Dacă la toate celelalte aspecte ale creației Dumnezeu doar a vorbit și au apărut, cum spunem psalm, El cheamă lucrurile care nu sunt și înaintea Lui se prezintă ca și cum ar fi. Când a ajuns la om, nu a vorbit numai, ci a lucrat, ne spune în cartea Genesa, dacă privim acolo. Și apoi a suflat peste el și omul a devenit un suflet viu. Acel om, în faza inițială, nu se potrivește cu ce spune în Iov 14:1. Și să vedem cum este viața omului născut din femeie. Are viața scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și e tăiat ca o floare. Fuge și piere ca o umbră. Așa este omul născut din femeie, pe scurt amintit aici. Și omul născut din femeie are, și nu sunt lucruri noi pe care eu vi le spun în această seară, are în primul rând viața scurtă, 67 de ani aici, 48 de ani la fratele Dan Frățilă, 80 de ani la mama mea, la sora Floarea, mama sorei Marcela a fost 89 de ani, aproape 90. Dar fratele Petru Chișă, tot aici în metropolă, 93 de ani. Dar comparativ cu cât ar putea să trăiască omul, etern, pentru că omul la început creat de Dumnezeu putea să trăiască veșnic, e viața scurtă. Și ilustrând cât e de scurtă viața, în Psalmul 90 se spune că e ca un vis care se duce dimineața. Visul, chiar dacă uneori e încărcat de multe emoții și pare foarte lung, se spune că e doar câteva secunde sau, știu eu, uneori fracțiuni de secunde, un vis. Apoi spune că este ca o floare, ca iarba care e tăiată dimineața și până seara se usucă. În Iacov spune că e ca un abur care se arată puțintel și apoi piere. E ca un praf pe cumpăna unei fântâni peste care vine vântul, îl suflă și se duce. Aici în Iov spune că e, viața este așa de scurtă că ea se arată ca și o umbră, fuge și piere ca o umbră. E un secret aici. Când este umbra evidentă? Umbra este evidentă doar în lumină. Doar în lumină. Fie că e lumină solară, fie că e altfel de lumină. Dacă nu este lumină, nu există umbră. Viața este scurtă, în primul rând. Și vă dați seama cât este de scurtă. În al doilea rând, viața, spune Iov, și un om care știe ce spune în direcția aceasta, spune, e plină de necazuri. Termenul de necazuri și ideea de necaz, și aș dori să spun suferință, să fie intensă în suferință. Necaz, termenul de aici, nu arată doar aspectul evenimentului, pentru că atunci când vorbim de necaz putem să vorbim de aspectul evenimentului, a unei suferințe fizice, ci aici arată și atitudinea pe care poate să o aibă o persoană față de suferință. Și termenul de aici implică anxietate, implică așa tremur de frică, angoasă. Și viața oamenilor, chiar în perioada aceasta, dezvoltării tehnologice la cel mai înalt nivel, este o viață la foarte mulți oameni plină de angoasă, plină de anxietate.
una dintre ramurile medicinei care se dezvoltă mult și care pătrunde și în biserici este ramura psihologică, a consilierilor psihologi, a psihologiei, a psihiatriei. De ce? Pentru că mintea oamenilor este foarte frământată și este această stare de nesiguranță, de frică, de groază. Eu cred că Dumnezeu când ne-a creat și știm că l-a pus pe om în grădina Edenului, acolo înseamnă liniște, înseamnă pace, înseamnă seninătate. Însă păcatul pătrunzând în societatea noastră a dus aceste stări care ne tulbură, care ne frământă, care ne îngrijorează, care ne cutremură. Și deși sunt oamenii care au un serviciu bun, au sănătate bună, au familia lângă ei, se casă bine construită, mașină, dacă te uiți la ea, îi spune că au toate condițiile să fie fericiți și să fie mulțumiți. Când începi să stai de vorbă cu ei, descoperi că de fapt sunt fricoși, sunt îngroziți chiar unii dintre ei. Pentru că ceea ce este în jur și ceea ce vine pe calea undelor frământă și dezorientează și debusolează. Și așa este viața celor mai mulți oameni astăzi. Este scurtă și plină de suferință. Atât ca eveniment al suferinței, cât și atitudinea care o ai față de suferință aduce această stare de angoasă. De aceea viața născută din femeie, din femeie și omul născut din femeie în al treilea rând, deci are viața scurtă, plină de suferință, în al treilea rând are nevoie de suport. Noi spunem când cineva nu mai poate să respire independent că e pe life support. Dar de fapt din momentul nașterii noi avem nevoie de suport. Deși copilul, nepoțelul meu, la 2 ani de zile, la 3 ani de zile, vrea să fie independent. I can do it. Și este în noi acest gând al independenței. Și primul gând al independenței în universul acesta s-a născut la cel care este vrăjmașul sufletelor noastre și vrăjmașul lui Dumnezeu, Satana. El a vrut să fie independent de Dumnezeu. Și apoi la om, primul păcat al omului, neascultarea, înseamnă dorința de independență față de Dumnezeu. De a fi liber față de Dumnezeu, dorind să fii ca Dumnezeu, independent. Adevărul este însă că din momentul concepției, nu al nașterii, din momentul concepției pentru a menține acea ființă, că o numesc ființă, din acel moment al concepției, a formei embrionare, e nevoie de suport. În primul rând, e nevoie de suportul mamei. Prin mamă este hrănit, este alimentat. Mama este chemată de asemenea să se comporte într-o anumită, un anumit fel. Și dumneavoastră care sunteți mame știți aceasta, ca cel care sau cea care se va naște să fie bine pregătită la nivelul respectiv. Din momentul nașterii e nevoie de suport. Nici unul dintre noi nu avem viața în noi înșine, ci viața este dependentă de condițiile în care noi ne găsim. Depindem de oxigen, depindem de apă, depindem de hrană și depindem unii de alții. Viața, omul născut din femeie are viață scurtă, are viață plină de suferință și apoi e nevoie de suport. Este însă un om născut din femeie care a venit, spune Scriptura, a venit la vremea potrivită. Spune Scriptura în Epistola către Galateni, în capitolul 4, cu versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, atenție, născut din femeie. Ca să primești suportul, e nevoie să fii în aceeași, de aceeași natură, să fii în aceeași relație. Doar
ceea ce de aceeași natură se poate susține unul pe celălalt. Iisus Hristos s-a născut din femeie ca și noi, dar în același timp El este și altfel decât noi. El este la fel ca noi. A flămânzit ca noi, a însetat ca noi, a fost obosit ca noi, a suferit ca și noi, a purtat durerile în trupul Lui ca și noi, însă El este și altfel decât noi, El este diferit de noi, pentru că El este om adevărat, dar este și Dumnezeu adevărat. Și astfel, prin El, e posibilitatea să se împlinească ceea ce spune în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți de data aceasta, nu din femeie, adică nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Sora Marcela s-a născut întâi din femeie, Sora Floare. Însă am înțeles din ceea ce s-a spus că în 1968 a avut o întâlnire personală, o întâlnire directă cu Cel care este viața, care are viața în El însuși, care nu depinde de oxigen și nu depinde de elementele mediului, de aspectele biologice și naturale, ci El este viața. El a declarat și a spus, eu sunt viața și nu numai că este viața, este învierea și viața. Și sora Marcela a avut acest har în călătoriile care le-a făcut de mică prin Banat și Oltenia, să ajungă la un punct de intersecție și în fața ei să vină cineva născut din femeie, dar care era și diferit de noi, pentru că era și Dumnezeu și stând de vorbă cu El, l-a acceptat, l-a primit, l-a crezut și s-a încrezut în El și viața din El a pătruns în ființa ei și astfel acest Domn Iisus Hristos i-a spus sora Marcela și ne spune și nouă, chiar dacă vei muri, vei trăi. Vei trăi. Pentru că cel născut, nu doar din femeie, ci și din Dumnezeu, are viața veșnică. Și sora noastră Marcela, trupul este ofilit, este obosit, este măcinat de suferință, de durere intensă. Însă va veni o zi, dacă ați fost atent la ceea ce am citit, de fapt nu am citit, că m-am oprit numai la versetul 4, până născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere ce era sub lege. Și ceea ce era și este sub legea, aceasta a entropiei, a îmbătrânirii și a morții, sub legea păcatului, este acest trup, dar va veni vremea când va fi răscumpărat. Și dacă până aici a purtat acest trup, supus îmbătrânirii, supus suferinței, supus morții, care sâmbătă, dacă Dumnezeu rânduiește, va fi semănat în putrezire, va fi semănat în ocară, va fi semănat în slăbiciune, va învia în neputrezire, va învia în glorie, va învia să fie veșnic. Născut de două ori, ca să mori odată. Dacă ești aici și ești născut doar din femeie, te încurajez în această seară, vino la Domnul Iisus Hristos, să ai parte de a doua naștere, născut din Dumnezeu, născut din nou, născut de sus, ca să trăiești aici cu Dumnezeu și când va veni Domnul Iisus Hristos, să fii răscumpărat și să fiu cu tata și cu mama mea. Mama s-a dus în iunie să-L întâlnească pe tata și vreau să vină ziua când Iisus să vină și să-I întâlnesc pe tata și pe mama.
ei coborând, eu urcând, și să fim în văzduh, și cu sora Marcela, și cu sora Floarea, și cu toți ceilalți. Până atunci, haideți să umblăm cu Domnul Iisus Hristos, că El ne dă viață din belșug. Amin. Ascultăm cântarea amintită, sora Ionela și Mariana vă cântă o cântare în timpul acesta, invit pe fratele Valer Bențe la urmă. Slăviți să fie Domnul!
timpul nostru s-a epuizat. Însă îi spuneam la fratele Timbuct, trebuia să termine la fără un sfert, însă i-am spus la fratele Timbuct, noi de multe ori mai așteptăm pentru cei de la Funeral Home, acum mai așteaptă și ei pentru noi un pic. Sunt frați care ne vizitează, care sunt cu noi numai seara aceasta, de aceea n-am știut numai acum că pleacă seara aceasta. S-aș vrea să spun doar câteva cuvinte despre sora Marcela, după care o să-i dau puțin timp fratelui Deac Vasile de la Tennessee, care ne vizitează, în loc să vină în față. Sora Marcela, am vorbit la început cu fratele Iosif, că iubea foarte mult florile. Spunea că planta foarte multe flori în fiecare primăvară. Și dacă vedeți mai puține flori, nu-i că sora Marcela nu le-a iubit, însă s-au înțeles în familie ca să fie doar o singură coroană din partea familiei. Unii au adus și de alea au pus aici, n-au știut, au fost din alte părți. Eu am anunțat în biserică câteva săptămâni în urmă lucrul acesta. Însă, dacă nu ne-am putut să ne arătăm dragostea noastră printr-o coroană de flori, putem să ne arătăm altfel. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să înțelegem, să auzim și să înțelegem ce spun. Putem să fim mai practici și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ultima dată când am vizitat-o pe sora Marcela în spital, era rău, însă era extrem de lucidă. Am avut o conversație foarte frumoasă și interesantă cu ea. Sora Marcela a fost o femeie foarte tare de caracter și foarte optimistă. Foarte optimistă. Chiar în ultima clipe era foarte optimistă. Și optimismul acesta, fraților, vine de la Dumnezeu, datorită credinței. Am spus, sora Marcela, noi am venit și ne rugăm pentru dumneata, pentru tine, ca Dumnezeu să te vindece. Să noi nu știm planul lui Dumnezeu, nu avem planurile noastre, însă Dumnezeu are planul lui. Și a spus, frate Petrică, eu sunt gata pentru orice. Sunt gata ca Domnul să mă vindece dacă El găsește cu cale și dacă nu, sunt gata să mă duc acasă. O soră credincioasă, o soție credincioasă, o soție și o soră care l-a iubit pe Dumnezeu. Credința ei a fost o credință reală. Când am plecat din Rum, m-am oprit în ușa salonului. S-a uitat după mine și parcă vrea să-mi spună ceva. Am stat și eu, m-am uitat la ea. Era foarte lucidă, am conversat foarte în detailat. Și m-am bucurat de credința acestei femei. Astăzi, ea este acasă la Domnul. Fraților, aș vrea ca să învățăm în seara aceasta, așa cum s-a amintit. Avem atâtea mormântări astăzi între noi, în săptămâna aceasta. Viața este foarte, foarte vulnerabilă. Astăzi, aici, cântăm o cântare, mâine, unde om fi? Domnul să ne ajute ca dacă Domnul vine sau dacă nu plecăm, dacă plecăm, să plecăm acasă la Domnul. Sora Marcela s-a dus acasă la Domnul. De ce? Pentru că s-a luptat lupta cea bună a credinței. Apostolul Pavel spune despre el însuși, după ce îl îndeamnă pe Timotei să se lupte, spune în ultima epistolă, a doua epistolă către Timotei, el spune, Timotee, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergarea și am păzit credința. Acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept, mie. Dar nu numai mie, ci tuturor celor care ar fi iubit venirea Domnului. Slăvit să fie Domnul! Sora Marcela a ajuns acasă, a primit cununa. Domnul să ne ajute ca și noi să ne dăm toate silințele, așa cum spune Apostolul Petru, toate silințele, ca să putem să punem mâna pe premiul alegării cerești și Domnul să ne ajute la aceasta. Fiindcă fratele Vasile Deac este cu noi, numai în seara aceasta aș vrea să-i dau lui câteva minute să spună, după care fratele Valer Bențe ne va conduce într-o rugăciune de mulțumire. Frate Vasile. Frate păstor, mulțumesc pentru minutele care mi le acordați. Eu tot așa plecam de aici, bucuros,
că am avut ocazia să vin să duc personal condolianțele Bisericii Maranata pentru familia îndoliată și a familiei mele, pentru că am venit să dau mâna cu prietenul meu, fratele Iosif, familia lui, și să recunosc că Dumnezeu a pus în ei ceva deosebit. În urmă cu 4 luni de zile ne-a vizitat, nu că ne-a vizitat, a venit să slujească în mijlocul nostru această familie la botez. Am avut harul ca să ne bucurăm de Evanghelia vestită de fratele Iosif și am zis că plec de la lucru. M-am grăbit la ori 9:30, m-am pus în mașină și zic, mă duc să dau mâna cu ei, să-i îmbrățișez și să le spun sincere condolianțe, până când Domnul ne va chema pe toți acasă la El. Binecuvântat să fie Domnul! M-am grăbit să ajung, am avut piedici, dar am ajuns. Frate Iosif, mi-aduc aminte când veneai cu atâta zel în mijlocul nostru, cu greutăți, sora Marcela ne încuraja și n-am cuvinte decât să spun, Domnul să vă răsplătească. Amin. Într-o zi știu că vă va răsplăti Dumnezeu. Am învățat mult de la voi, deși suntem de o vârstă. De aceea, cred că dintr-o lună, dacă dintr-un an știu că suntem. Ești mai bătrân ca mine un pic. Oricum, mulțumesc Domnului pentru familia Frânc. Domnul s-o binecuvinteze. Băieți, fetelor, nepoți, luptați-vă lupta cea bună a credinței ca să ne întâlnim acolo. Și spune o cântare, la miezul nopții va veni Iisus cu pași domoli și vai de cel ce îl va găsi pierdut cu suflet gol. Nu vă lăsați, fraților, uitați-vă ce ne vorbește în jur. Atât e aproape Domnul. Ei ne vorbesc, noi vorbim mai puțin. Noi vorbim prea puțin că vine Domnul. Prea puțin. Domnul nostru vine. Maică e aici, noi ar trebui deja să-L simțim cum bate la ușă. Doamne, binecuvântă adunarea din această seară cu o pregătire deosebită. Frate Iosif, vă iubim. Domnul să vă binecuvinteze. Copiii, fetele, fratelui Iosif, sora Marcela, o soră deosebită. Ce să vă spun? Domnul să vă binecuvinteze. Eu m-am grăbit pentru că mă duc în România. Acum mă grăbesc și să ajung acasă. Plec de aici pe drum. Cred că Domnul mă va ajuta, mă va purta de grijă să nu se întâmple nimic și să zbor în România. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc, frate păstor. Și dacă nu ne mai vedem aici, să ne vedem la Marea Întâlnire. Doamne ajută-ne. Amin. Mulțumim, frate Vasile, Domnul să vă răsplătească osteneala dumneavoastră, ați venit din Tennessee, nu este altceva decât dragostea pentru familia Frânc și pentru Dumnezeu. Domnul să-L binecuvinteze, vreau să mulțumesc fraților de la Chicago care au venit de asemenea, din Windsor, sunt frați păstori, ne-am putut și ca să dau loc la toți care sunt prezenți aici și pot să aducă un cuvânt, însă Dumnezeu l-a primit. Chiar dacă sunteți poate pe listă aici ca să vă pun, nu mai este timp, însă Dumnezeu primește osteniala și jertfa fiecăruia. Aș vrea să anunț că mâine, cu ajutorul Domnului, la 6:30 din nou o să avem priveghi în locul acesta, iar sâmbătă la ora 10 o să fie înmormântarea. Vă invităm din nou ca să participăm cu toții la această lucrare, ca să fim în continuare o mângâiere pentru familia Frânc, pentru copii, pentru nepoți și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Acum vă invit să ne ridicați în picioare și fratele Bențe Valer ne va conduce într-o rugăciune. În urma acestei rugăciuni luăm din nou locul și o să vă dau timp ca să treceți în fața sicriului. Vom începe de la rândul de la geamuri, surorile de acolo, rândul acesta, al treilea și al patrulea, însă să fim cât se poate de operativi, întrucât cei de la Funeral Home trebuie să își facă și ei lucrarea lor. Fratele Bențe ne va conduce în rugăciune. Doamne Dumnezeule mare și atotputernic, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Creatorul Universului și Tatăl nostru care locuiești în ceruri, te binecuvântăm și înălțăm numele Tău în seara aceasta și îți mulțumim
pentru momentele pe care le-am petrecut aici în prezența Ta și în prezența cuvântului Tău. Suntem aici ca să-ți mulțumim pentru tot ceea ce ești Tu pentru noi. Pentru ceea ce ești Tu pentru noi, îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești totul pentru noi. Tu ești Tatăl nostru, Tu ești Dumnezeul nostru care ne-ai mântuit, Tu ești Cel care ne-ai răscumpărat și ne-ai dat dreptul de copii ai Tăi și ne-ai pus în inimă arvuna Duhului Tău Sfânt, care în ziua aceea când va suna trâmbița și morții vor învia, biserica Ta va învia, Doamne, și Te va întâmpina în slavă, iar cei care vor fi în viață vor fi schimbați la o clipeală din ochi. Îți mulțumim pentru seara aceasta, pentru cuvântul Tău. Suntem aici, Doamne, ca să fim alături de fratele nostru și prietenul nostru, fratele Iosif Frânc, pe care Te rog, Doamne, să-l binecuvintezi, amin, să binecuvintezi familia lui, Doamne, amin, și să-i mângăi Tu. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt, care este Duhul mângăierii, să mângâie familia aceasta și să completeze locul sorei Marcela, care Tu ai chemat-o și ai pregătit-o pentru aceasta și ai pregătit un loc în împărăția Ta. Doamne Dumnezeule Sfânt, lasă binecuvântarea Ta peste ei și călăuzirea Duhului Tău Sfânt în fiecare zi și moment al vieții lor. Binecuvintează întreaga asistență. Pe toți acei care seara aceasta, Doamne, ne-au învățat și ne-au vorbit din cuvântul Tău, binecuvintează și păstrează pentru împărăția Ta. De asemenea, păstrează-ne pe toți pentru împărăția Ta. Călăuzește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne, Doamne, ca să putem să ne punem la inimă lucrul acesta, că într-o zi, fiecare la rândul nostru vom pleca din lumea aceasta. Ajută-ne, Doamne, să plecăm acolo la locul pe care l-ai pregătit Tu pentru copiii Tăi. Când ai spus, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ajută-ne să fim în locul acela minunat. Dar până atunci, Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste întreaga biserică, peste toți acei care seara aceasta au fost și au ascultat cuvântul Tău și ajută-ne ca fiecare din noi, Doamne, să așteptăm cu bucurie ziua întâlnirii noastre cu Tine. Îți mulțumim pentru toate, în numele Domnului Iisus Hristos Te slăvim, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile și așa cum am spus, de la rândul de la surori, primul rând de la geam, să trecem cât se poate de repede în fața sicriului, să dăm mâna cu familia, de să păstrăm ordinea, în ordinea care am spus, primul rând de acolo, al doilea, al treilea și al patrulea. Vă mulțumesc pentru înțelegere.